Cred că toată lumea știe că bărbații sunt mai puțin implicați emoțional, pentru că ei au caracterul acesta de vânător și dacă ne uităm la fel în regnul animal, în cazul celor mai multe specii, masculii nu sunt atașați de o singură femelă. Cred că porumbeii și doar câteva alte specii fac asta, de a un partener pe viață, să zic așa, dar altfel lucrurile acestea sunt foarte mobile în lumea, în regnul animal. Și așa au fost și oamenii peșterilor. În ADN-ul bărbaților ei se puteau culca și în mai multe culturi încă a rămas acest obicei, la musulmani mai ales, ei pot avea mai multe femei. Sau, în general, nu sunt atât de criticați pentru adulter precum sunt criticate femeile și știm cum încau pietre în ele. Ce vreau să spun este că ei nu prea sunt implicați emoțional, ei sunt răspunzători cu perpetuarea speciei, masculul alfa se bate cu masculii mai mici pentru pentru gena mai puternică, femeile natural aleg bărbații ăștia care au, inconștient aleg bărbații cu mai mult testosteron și care sunt mai virili și mai încrezători pentru a garanta că și urmașul va fi și el unul care răzbate și nu unul bolnăvicios care moare imediat. Da? Și toate lucrurile acestea se întâmplă fără ca mintea noastră conștientă să le perceapă. Și de aceea bărbații imediat simt nevoia să treacă la acțiune, pe când femeile sunt mai romantice, mai empatice și vor întâi să primească validare, că-s frumoase, că-s dorite, că sunt prețioase, că sunt speciale. Da? Și mai ales că unele dintre ele care nu au avut parte de iubire și de romantism, fac din aspectul acesta un vis al vieții lor și, sau cele care sunt singure și se simt aparte și neimportante, compensează prin această scenarii, vizualizează, fantazează de mici că va veni un cavaler odată și le va salva și va vedea el în sfârșit cât de minunate sunt și cât de speciale și ce au pierdut ceilalți, exact cum jucătorul de la poker sau de la păcănele sau de la loto care pierde banii și nu se poate abține, visează, fantazează și compensează că o să câștig eu odată și o să le dau peste nas tuturor care m-au jignit sau care n-au crezut în mine și vizualizează că vor deveni milionari și văd filme din astea, cum se duc la case de copii și salvează omenirea și toată lumea e pe spate, vai, ce om generos, ce rău îmi pare că n-am crezut în el. La fel și aici fetele acestea care se simt mai urâte sau mai neimportante, compensează realizând tot felul de scenarii, cum vine făt frumos și cum o salvează și o duce pe un cal alb și o adoră și o... Da? Deci fantasme, pur și simplu. Și atunci ele au acest program de mici, de când erau, sau dacă tata i-a zis prințesa lui tata, ea așteaptă să vină prințul odată, o să vină odată pentru totdeauna prințul și își imaginează și proiectează, mai ales dacă au fost rănite, dacă au avut experiențe neplăcute în care nu au ajuns la orgasm, în care au fost seduse și abandonate, în care, fără să știe, au intrat în relații și ei mai erau căsătoriți puțin sau așa și au tot suferit dezamăgiri de genul acesta, își doresc pentru măcar o dată în viață să li se întâmple ceva minunat, cum visează orice fetiță să fie salvată, cum spuneam. Și atunci proiectează că relația trebuie să fie într-un fel anume, să fie romantică, să fie cu trandafiraj, să fie cu lumânărele, el să facă preludiu nu știu cât, să o întrebe tot timpul dacă e fericită și tot așteaptă acel moment care pur și simplu nu mai vine niciodată. Ei bine, ea rămâne cu așteptarea ei, el, că și bărbații au scenarii pe de-o parte, să vină să-i salveze nu știu cine, și dacă se întâlnește scenariul ei cu scenariul lui, practic, da, nu se întâmplă ce se așteaptă de fapt niciunul. Și atunci el ejaculează în 2 secunde din cauza anxietății ei, ea își reactivează, ia uite, nici ăsta nu mă iubește, nu mă place, nu mă vede specială, deci sunt urâtă și nu merit să fiu iubită, sau iarăși dezamăgire, și se desumflă iubirea, așteptarea, amăgirea. Și vine dezamăgirea și uite așa intră în cercuri din acestea vicioase.